A pregătit rucsacul. În rucsac vom pune aparatul de fotografiat, o trusă medicală, o lanternă pentru câini, o pelerină de ploaie, un fluier, ochelari de soare, harta pe care am bifat traseul. Pe hartă am bifate două trasee. Noi vom merge pe cel din comuna Costești, sat Pietreni. Celălalt traseu este din Valea Cheii, de la Schitul Pahomie. În rucsac mai adăugăm un tricou de schimb și, bineînțeles, apă și mâncare. Urcăm pe Valea Morii, trecem de bariera de la intrarea în Parcul Național, ajungem într-o culme unde întâlnim limita parcului. Aici vom lăsa mașina. Am parcat mașina și pornim spre creastă. Urmăm triunghiul roșu. Părăsim drumul forestier care continuă în stânga și urcăm către Poiana Scărișoara. Se află un refugiu, izvor, un panou informativ și spațiu amenajat de campare. Traversăm Poiana până în culme, unde avem o frumoasă priveliște către munți și Cozia și Nărăt. Marcaje se găsesc pe copaci, pe pietre. Ploaie de frunze, arămii. O toamnă superbă. Aici mai multe trasee merg împreună. Ne îndreptăm către muntele Cacopa. Din culme intrăm în pădure și ajungem la zona stâncoasă pe care o ocolim pe o bârnă la est. După 100 de metri ajungem la o vale unde este o intersecție în dreapta ce duce la Pătrunsa. Noi urcăm în stânga pe un vâlcel către culme. Continuăm traseul pe triunghiul roșu spre cabana Cheia. Noi nu ajungem la Cheia. În curmătura Buile vom urca pe vârful Buila și pe vârful Vânturarița. Urcăm spre Coamă și apoi vedem pe unde o ia traseul, cred că în dreapta. A
am ajuns pe coama muntelui. Am urcat de undeva de acolo din vale, nu știu dacă se vede cât este de abrupt. În dreapta avem strânci și muntele pe care dorim să urcăm. În vale am lăsat satul Pietreni. Marcajele se găsesc pe pietre și pe copaci, da. Am ajuns în culme, într-o poieniță. Urcăm și tot urcăm. Intrăm într-o pădure de foioase, ieșim în altă poieniță, mai mare, Poiana Șoprul Țolii, altitudine 1175 de metri. Ne apropiem de o stână, ieșim într-o poieniță și în fața acolo se poate observa pe partea stângă o stână. Am mâncat și acum urcăm spre creasta aceea de se arată semeață în depărtare. În vale, lacul, satele, orașele. Era într-un vârf de stâncă, nu știu dacă am reușit să o fotografiez. Și acum trebuie să apară de șuciu curmătura aici, așa se învăță. Că nu e curmă de scurt. Nu, că ăsta e exact, exact pe traseul nostru cu curmătura. Acum, nici trebuie să se vadă curmătura. Da. Thank you.
spre Adăpost, printre două stânci superbe. În spatele adăpostului, la vreo 30-40 de metri, se află o stână. Peisajul este mirific, superb, foarte, foarte, foarte frumos. Printre cei doi munți am coborât și traseul nostru va fi pe acolo. În Adăpost sunt 1, 2, 3, 4, 5, 6 locuri aici. Câte? Mai multe nu. Dar mai are, nu? Aici. Are aici. Încă pe ea. S-a dormit. Dacă dorești să vezi și alte clipuri din viitoarele noastre călătorii, atunci dă click pe butonul Abonează-te. E gratuit. Mulțumesc!